ținând cont de faptul că Șep și chiar a prins cupe europene, fie și play-off, de play-off, tururi preliminare de Conference League. Stadionul este nou, echipa are un buget mai mare, două puncte sigur care ar fi contat foarte mult asta dacă Gazul scapă de problemele financiare. Că tinere din potrivă și un prim șut pe poartă pe lângă. Nu cred că a fost o minge atinsă de Buzbuchi. Repet, în continuare, Buzbuchi, el a fost în meciul cu Rapid pentru prima dată în poartă la Mediaș. Acesta este a doua partidă. În rest, numai Vâlceanu a fost în poartă la echipa din Mediaș, aici la Gazmetan. Cred că atinge mingea. Da, Buzbuchi atinge această minge. Primul șut cât de cât mai serios. Nu sunt convins că era pe poartă. Șutul lui Gonzalez. Mingea trimisă în 6 metri. Balonul rămâne acolo și este reținut de Buzbuchi. Dumitrescu în fața porții. Minge deviată de Tudorie, dar atent portarul Buzbuchi, deși cred că posibil să-l incomodeze puțin și soarele la această primă repriză pe portarul oaspeților. Pe Dimitrov, care are timp, are spațiu, preferă centrarea, apare Iuri acolo, mingea rămâne și Tudorie din nou în brațele lui Buzbuchi. Într-un campionat în care probabil că ultimele două vor fi cunoscute mult timp înainte, miza va fi evitarea locului de baraj. Gonzalez în fața porții Niniai. Peste poartă, dintr-o poziție bună, nu știu dacă nu cumva s-a dat fault acolo. Dacă s-a dat. N-a fost nimic. Minge deviată în brațele portarului. E pe linie, degeaba se uită la arbitrul asistent, pentru că e portarul acolo, imposibil pentru că arbitrul asistent să vadă de Buzbuchi. Posibil să vedem și noi, ce să vadă. Gonzalez, pasa lui Gonzalez este bună, acolo este autogol, ce ghinion totuși pentru Hor. Și adevărat că dacă mingea trecea ar fi fost o simplă formalitate pentru Tudorie. 1-0 pentru Șepși după autogolul lui Hor în minutul 64. Da, e acțiunea interesantă, e acțiunea lui Ștefănescu, frustrant, fără îndoială. Iată faza în reluare, Tudorie în spatele lui Horj, îl vede Horj, însă respinge rău. Asta este problema lui și nu părea să fie ceva atât de complicat. Poziția era bună, avea timp să-și oprească mingea. Trif, față în față cu Dumitrescu, șutul pe lângă. Cred că este poate cea mai periculoasă, dacă poate fi periculoasă, că mai mult data n-au avut. Jucătorii oaspeților. Numai bine, vine în centru. Interesantă pasă dată pentru Aceahbar întârzie, scoate la Tudorie. 2-0, Tudorie. Primul său gol, deja în al doilea meci. Tudorie. Probabil că încheie meciul ținând cont de scor și de minut. A mai marcat odată împotriva voluntariului. Acum un an și jumătate. Împotriva Clicenului, scuze, pe când era la voluntari. Acum un an și jumătate. Poziție corectă, sigur că nu e cel mai bun unghi, dar pare corect. Ce face? Ceahbar știe fotbal.